pentru a seta o valvă clac cu regenerare pe volum, trebuie executați următorii pași. În primul rând se setează ora, ținând apăsat tasta clock, apăsând săgețile sus-jos, se poate seta, apăsând nou tasta set clock, se pot seta minutele, se apasă nou tasta set clock pentru a confirma setarea. Următorul pas este setarea durității, apăsând tasta next și săgeată sus, concomitent. DH este duritatea în grade germane și se setează în funcție de analiza apei pe care o aveți. Următorul pas este setarea zilelor după care stația regenerează. În acest caz este setată la 7 zile. Apăsând tasta next, se setează ora la care își face regenerarea. Acum, momentan, fiind setată la 2 noaptea.